Cred că ați vorbit cu liberalii să faceți... Bună ziua! Domnilor și domnilor! Dragi prieteni, în primul rând vă mulțumesc că sunteți atât de mulți prezenți astăzi la o manifestare pe care eu am considerat-o tot timpul de vis. Și astăzi am venit aici să vorbim despre vise. Și visele nu sunt ușor de îndeplinit. În România, lucrurile bune nu se fac ușor. Dar eu pot să spun cu toată răspunderea și cu sprijinul dumneavoastră și cu experiența pe care știți că o am, un adevăr. Adevărul este că singurul partid care a făcut ceva concret pentru oameni și pentru viața oamenilor din județul Vrancea este Partidul Social Democrat, atunci când a fost de fiecare dată la guvernare. Și spun acest lucru cu toată responsabilitatea. Pentru că colegii noștri de la dreapta eșichierului politic, de câte ori au fost la putere în România, nu au ridicat un pai de numele lor și de activitatea lor, nu poate fi legat nici măcar mutatul unei cărămizi pe raza județului Vrancea. Am vrut să vă spun aceste lucruri pentru că este foarte important. Și să vă spun că prin comparație am mai avut și alte vise, dar ele nu s-au îndeplinit. Sper că împreună să putem să le îndeplinim. Așa cum bine știți, am avut pârtia de schi de la Lepșoa Greșu. Dar din cauza guvernului domnului Băsescu și a doamnei Anca Boaciu în anul 2005, care a ratat licitația internațională, am pierdut 14 milioane de euro, iar pârtia de schi a rămas un vis. Am încercat cu altă doamnă celebră să realizăm pârtia de schi. Mi-a spus într-un final un lucru dat la insistențele mele permanente, într-un final mi-a spus: Marian, te-am păcălit. De aceea am vrut să vă spun lucruri pe care le știți. Și de aceea vreau să vă spun că atunci când, încă din 2004, am pus bazele și proiectul acestui edificiu extraordinar pentru copiii, pentru tinerii, pentru părinții și pentru bunicii noștri, a trebuit să vină Băsescu la putere și să taie toate investițiile pe care administrația Partidului Social Democrat le lansase. Și de atunci, până în anul 2013, când am găsit înțelegerea necesară, la singurul coleg și singurul om care m-a sprijinit în această direcție, a fost, și asta este motivul pentru care astăzi aici este prezent, este prietenul și președintele Partidului Social Democrat, pe vremea aceea viceprim-ministru al Guvernului României și ministrul dezvoltării regionale, cel care și-a pus semnătura pe realizarea acestui important proiect pentru copiii, tinerii, părinții și bunicii noștri. Domnul Liviu Nicolae Dragnea, pe care îl țin bine. Bună ziua și bine v-am găsit. Eu încerc să mă țin mai puțin decât Marian. Stăteam și mă gândeam acum că avem și noi un bazin la Alexandre. Numai că noi am avut ghinionul să-l facem când eram în opoziție. Și bineînțeles că noi nu ne-au dat bani de la guvern și l-am făcut cu banii noștri, de la Consiliul Județean și Consiliul Local Alexandria. Alexandria, nefiind un oraș mai bogat decât Focșeanu, tot la nivelul ăsta, dar l-am făcut pentru că dorința de a avea un bazin în Alexandria, ca și în Focșeanu și ca în orice oraș, este uriașă.
O să vă rog să urmăriți în lunile următoare, în anii următori, cât de mult va fi folosit acest bazin, cât va conta pentru copii acest bazin, pentru elevi, pentru studenți, pentru tineri, cât de mult se vor strânge în jurul acestui obiectiv și cât de mult îi va ajuta la sănătate. Sper să ne ajute Dumnezeu să avem cel puțin în fiecare reședință de județ în perioada următoare cât un bazin de not. Pentru că ăsta nu este un moft. Ăsta e un obiectiv care este într-un pachet minim de civilizație. De asemenea, că toți suntem la Focșani, Focșani nu are nevoie de un spital nou. Și vă pot spune, pot anunța cu toată siguranța că dacă nu, cumva, până la ora asta, în perioada imediat următoare, adică vorbim de zile, se va aproba finanțarea pentru un spital nou la Focșani, pentru că cred că sistemul de sănătate din România trebuie să fie la nivelul pe care îl merită românii, pe care îl merită medicii din România, pe care îl merită personalul sanitar. Și dacă tot vorbim, am vorbit înainte de sport, mai trebuie să se realizeze un obiectiv aici, doamna director, și anume cel puțin unul din cele două stadioane să fie modernizat. După părerea mea, eu nu-mi permit să vă dau sugestii, dar vă spun doar o părere așa, la un om din afară. Eu, dacă aș fi fost ministru, l-aș fi pornit. Eu sper să-l porniți și dumneavoastră, pentru că există surse financiare și există și nevoie aici. Un stadion modern în fiecare reședință de județ înseamnă iar un plus de sănătate, înseamnă iar un plus pentru sport, pentru sportul de masă și pentru sportul de performanță.